Criza financiară se resimte în buzunarele tuturor, dar mai ales în cele ale pensionarilor. Cei mai mulți sunt clienți fideli ai caselor de ajutor reciproc. La ora actuală avem 1300 de membri. Când am preluat în 2009 aveam 345. Numărul crește. Lunar primim 10-15 membri. Din păcate m-ar bucura să vină să ia aceste împrumuturi, scuzați-mă că am oftat, că e de oftat, aceste împrumuturi nu le au pentru a-și face, să zic, o zi onomastică, să meargă într-o excursie mai deosebită, să vadă, poate că n-a avut timp să vadă, muncind atâția ani de zile, să vadă o țară peste hotare. Nu am mers nici în România, mulți din ei cred că nu cunosc zona, zonele frumoase și pitorești din România. Numărul persoanelor care se împrumută a crescut foarte mult. Oamenii nu mai fac față facturilor și cerințelor zilnice. Vin foarte mulți și se împrumută. De exemplu, noi suntem acum deja contracte pentru luna ianuarie 2012. Sunt mulți care vin să împrumută de 500 de lei, 1000 de lei, 1500 de lei, prea puțin care se împrumută de ordinul 6000 de lei, că 60 de milioane vechi sau 100 de milioane, cât avem nevoie să dăm. Bineînțeles că fără împrumutul poți să trăiești, pentru că sunt foarte multe cerințe în concordanță cu piața, bineînțeles, și n-avem cum să facem față. Trebuia să izolăm blocul, să ne facem ordine prin casă și multe altele. Deci nu ne lasă facturile. În ciuda faptului că rămân singuri sau nu au copii, unii pensionari se împrumută la ce are pentru a-și cumpăra locul de veci.